Hai! Pantelimonul e unul dintre cartierele bucureștene cu cele mai mari probleme la furnizarea apei calde. Asta e a treia săptămână de când nu avem apă caldă. Cam așa e. Iarna mă spăl cu apă la Ligian, vara cu apă la Ligian. Una dintre centrale, CET Sud, e în revizie până la 1 august, iar zona e alimentată de alta de la distanță. Un CET acoperă aria la două CET-uri, și la Sud, care este cel mai mare din București, și la Progres. Deci e un deficitar de pompaj. Pe bulevardul Pantelimon au fost înlocuiți deja 400 de metri de țeavă din 800 cât sunt în plan. În total, în capitală, se fac lucrări pentru schimbarea a 20 de kilometri de conductă de termoficare. Apreciem că iarna viitoare va fi mai bine decât iarna trecută. Evident, avarii punctuale vor mai fi și aceasta e o situație care va dura poate un an, doi, trei, dar ideea este ca avaria se poate rezolva cât mai repede, ca oamenii să sufere cât mai puțin. În sezonul rece ar putea fi pornite noi unități de producție a energiei termice pentru a acoperi mai bine zonele în care apar probleme, cum sunt cele din sectorul 2. CET Titan a fost oprit în 2014 și ulterior a fost vândut la fir vechi. Acum Termoenergetica vrea să monteze aici mai multe cazane pentru producția de energie termică. Astfel, chiar din această iarnă, bucureștenii din estul orașului ar putea avea din nou fără întrerupere căldură și apă caldă. Primăria Capitalei a scos la licitație reabilitarea a 40 de kilometri din rețeaua de termoficare în aprilie. Reprezentanții Termoenergetica se așteaptă ca lucrările să înceapă în toamnă. Și tot în toamnă s-ar putea face licitație și pentru reabilitarea a 212 kilometri de conductă cu bani europeni, din peste 950 de kilometri cât măsoară rețeaua principală de termoficare.